Și dacă domnul Tutilescu are vreo legătură cu firmele de pază și protecție, dacă le autorizează, atunci poate putem discuta. Dar aveți vreo informație, doamna Lorica? Nu, n-am o informație, am o certitudine. Sunt prea multe, prea bine dotate și prea implicate în alte acțiuni decât cele pe care le au prin destinația legală. Bun, domnule Bogdan Chiriac, vestea aceasta a picat în urmă cu un sfert de oră ca un bumerang. Intrat în direct, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei nu știa să confirme sau să infirme asemenea veste. Tot nu se spunea că Tutilescu nici măcar nu fusese anunțat, deși decizia schimbării se luase, care să fie miezul poveștii. Probabil că este acela pe care l-ați spus noastră de la bun început. Este unul politic, dacă vreți. Numai că, din nou, există această atitudine a clasei politice. PSD-ul, mă rog, spune că reorganizează Ministerul de Interne. PNL-ul spune că îl dezorganizează. Anumite posturi, dacă le-am stabilit clar că sunt politice, chiar în interiorul poliției, la conducerea poliției, atunci ar trebui să rămână în acest mod, politice. Avem și o justificare formală, să știți. E un partid care reprezintă interesul național, fiindcă a câștigat alegerile cu un program de guvernare, iar acel partid are și o politică vis-a-vis de guvernarea cetățeanului. Politică pe care, pentru a o duce la îndeplinire, are nevoie de un om al său acolo, nu? Care să fie membru de partid, care să achieseze la idealurile partidului respectiv, care ne-a convins și ne-a făcut să-l votăm. Asta pe de-o parte. Câte vreme nu se întâmplă așa ceva, și în alte țări sau multe țări europene, să știți că singurul criteriu este profesionalismul și nu are treabă poliția, serviciul secret, armata cu politica, e bine, nu se merge pe această idee. Și atunci nu știm ce și cum. Tot ce pot să spun este că Bucureștiul este un oraș tot mai nesigur. Asta da, se poate spune. Tâlhării, furturi de mașini, hoți în libertate, cerșetori la intersecții, toate aceste lucruri există. Telefoane, lănțișoare. Din acest motiv, domnul Tutilescu, care înțeleg că și-a făcut treaba bine, nu o să plângă nimeni după domnia sa în acest moment, să știți, domnul Dumitrescu, fiindcă cetățeanul se simte tot mai nesigur și în București și în toate marile orașe. Știrea arată în felul următor, postul ocupat de Marian Tutilescu a fost revendicat la negocierile dintre PSD și PDL de către prima formațiune politică. Așa au declarat pentru Newsin surse din minister, care au precizat și faptul că funcția ar fi fost cerută de șeful PSD București, domnul Marian Vanghelie. Ne aflăm în legătură directă telefonică cu domnul Marian Vanghelie. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră! Această schimbare este o înțelegere politică? Ați insistat dumneavoastră la acea înțelegere pentru chestiunea aceasta? Deci, eu vreau să vă spun un singur lucru. Nu sunt în spatele acestei schimbări, în primul rând. În al doilea rând, vreau să fac o subliniere. Au fost discuții la nivelul coaliției dacă conducerile din poliție să fie discutate politic, chiar în final, la finalul negocierilor s-a stabilit că aceste lucruri nu se discută politic. Ca atare, eu am avut un punct de vedere la vremea respectivă, pentru că inițial s-a zis, da, domnule, s-ar putea să se discute, și după aceea nu s-a reclamat la discuții, nu s-a recunoscut că s-a purtat această discuție. Dar se încearcă acum, părerea mea personală, se încearcă acum să se pună amprenta pe PSD București sau pe Maria Vanghelie că încearcă să schimbe conducerea Poliției Capitale. Vreau să vă spun că nu mă interesează acest lucru. Pot să vă spun, dacă vreți, din punctul meu de vedere, că domnul Tutilescu, dacă vreți, spre deosebire de alți oameni din Ministerul de Interne, nu s-a implicat politic din punctul ăsta de vedere, are respectul meu. Și vreau să vă mai spun că au fost discuții la nivelul coaliției și am spus în felul următor, și poate să confirme dacă sunt bărbați cei din PDL, poate să confirme dacă am spus sau nu am spus așa. Zic, domne, problema este să pune în următor. Dacă voi vreți să faceți anumite schimbări sau vreți să faceți anumite jocuri, în acel moment este clar că nu vă pot lăsa așa. Dacă discutăm corect și suntem corect și terminăm cu jocurile politice din Ministerul Intern, în acel moment pe mine nu mă interesează și nu am de ce să fac vreo schimbare. Bun. Domnule Vanghelie, atunci întrebarea noastră este, schimbarea asta întregii conducerea Poliției Capitalei este o decizie politică sau este o decizie profesională? Oamenii ăștia nu și-au făcut treaba și pleacă. Cine a operat schimbarea? Cine a decis schimbarea?
Eu cred că deciderea acestei schimbări nu poate să o facă decât fie șeful poliției capitale, fie șeful poliției în persoana șeful poliției al IGP-ului, ori ministrul de interne. Nu are cine să facă această schimbare. Iar eu vă spun și aveți cuvântul meu de onoare că nu este nici o discuție și nici o negociere. Ba din contră, dintr-un anumit punct de vedere, eu am spus că n-am nimica împotriva domnului Tutilescu pentru faptul că în toată această perioadă eu nu l-am simțit că s-a implicat politic. Bun. Mulțumim foarte mult. A fost în direct cu noi domnul Marian Vanghelie, președintele PSD București. Acum avem imagini cu zona aceea, cu Mall Plaza, cu scandalul de la Mall. Este invocat pe surse de Ministerul de Interne pentru agenția Nusin, că ar fi stat la baza schimbării conducerii capitalei. Intrăm în direct cu colega noastră, Ane Tratner. Ane, bună seara! Avem informații în plus? Bună seara! Un comunicat de presă nu există deocamdată, însă din informațiile pe care le avem, într-adevăr, acest scandal de la Mall Plaza este motivul schimbărilor. Scandalul dintre BGS și Eugen Preda a dus la destituirea din funcția lui Marian Tutilescu, a lui Adam, adjunctul Poliției Capitale, și de asemenea altor doi ofițeri de la investigații criminale care ar fi știut că acest scandal urmează să aibă loc acolo, monitorizau activitatea. Știm aceste informații încă de când ne-am relatat despre acest caz, dar nu au intervenit la timp astfel încât a ieșit acel scandal care putea să ducă la o adevărată tragedie, ținând cont că bătaia dintre DGS și Eugen Preda și oamenii săi a avut loc într-un loc foarte aglomerat, cu foarte multă lume, au fost foarte mulți martori de față. Așteptăm un comunicat oficial, la fel din informațiile pe care le avem, lui Marian Tutilescu s-ar fi propus funcția de șef al direcției, se permite și în matriculări, dar deocamdată nu știm dacă a acceptat această funcție sau nu. Mulțumim, Ane Tradner, la permise și matriculări. Sper să nu fie pe județul Argeș, să fie pe întreaga Românie. Dar revenim, domnul Adrian Năstase. Mă uit așa, trei miniștri de interne, toți trei de la PSD, DGIPI, oameni din serviciu acela, șefi în arest, premieră absolută pentru România. Schimbarea în bloc a conducerii capitalei. Scandalul de la Mall, scandalul ăsta cu Gigi Becali, fie și doar pentru că toate evenimentele s-au trecut pe 27 ianuarie și nimeni nu s-a deranjat să cerceteze mașinile implicate decât acum o săptămână. Deci, în primul ce rând, se întâmplă acolo la interne? Nu, întrebați-mă atunci ce se întâmplă la parchet, pentru că povestea aceea cu tipii care au fost trimis să-l aducă pe Becali la interogatoriu nu putea să fie decisă de poliție, ci doar de parchet. Deci, poliția nu a făcut decât să pună în executare un mandat care a fost dat de către parchet. Deci n-are rost să punem toate aceste lucruri în zona Ministerului de Interne. Poliția a fost sesizată în 27 ianuarie de către un taximetrist. Aveau filmele din intersecție, știau mașinile implicate. Prima cercetare au făcut-o cu o săptămână în urmă. E o chestiune pe care... Erau cu pensulița la mașina, care între timp cred că a mai fost și spălată de două luni și ceva. Eu sunt de acord că sunt foarte multe lucruri ciudate și am spus și eu acest lucru. Dar dacă vorbeați despre dimineața aceea... Ciudate pentru Germania sau normale pentru România? Anormale, am spus, au fost anormale sub aspectul întârzierii cu care au fost realizate unele dintre aceste operațiuni. Dar în ceea ce privește rolul poliției în legătură cu aducerea lui Gigi Becali, am vrut să subliniez că decizia a fost a parchetului, a unui procuror care a hotărât acest lucru. În ceea ce privește celelalte aspecte, ați vorbit despre șeful de la 21 sfert. După părerea mea, lucrul acesta a avut o altă istorie și poate că e doar în sfârșit o intuiție. Eu nu cred că Traian Băsescu nu a știut că nu i s-a cerut acordul în legătură cu acea numire interimară a lui Șerban, cum îl cheamă, Cornel Șerban. Și părerea mea este că a știut și despre faptul că el era urmărit și că avea o anumită problemă și că pentru anumite rațiuni a lăsat ca acest lucru să se întâmple peste un număr de zile, știind foarte bine că urmează această operațiune. Pentru că nu pot să-mi închipui că în legătură cu acest serviciu de informații despre care s-a discutat foarte mult, în momentul în care s-a făcut numirea respectivă, Traian Băsescu nu a fost informat. Iar el, mi-e greu să cred că nu a știut că de la DNA sau de la cei care făceau operațiunea respectivă de filaj, de urmărire, că nu avea această informație. Așa încât, dați-mi voie să cred,
că a fost o poveste foarte bine regizată și care se cade în curte la PSD. Bun. Revenim, doamna Norica Nicolai. Încă un eveniment în zona poliție. Ce se întâmplă cu poliția? Dar iertați-mă, de ce e rău? Noi discutăm despre schimbarea unui șef de poliție la nivel de municipiu întregii sau despre motivația? Întregii conduceri. Discutăm despre motivație într-un minister care a dat 3 miniștri și 2 arestați de la șeful unui serviciu secret și la șeful Direcției Generale Anticorupție. Domnul Adrian Năstase, da, noi discutăm despre statul de drept. Atâta vreme cât eu am în țara asta o lege care se cheamă statutul polițistului. Omul ăsta este funcționar public cu statut special. Așteptam ca șeful IGP-ului sau Ministrul de Interne să vină și să ne prezinte public un ordin prin care, cu argumentat, prin care acest om este destituit în funcție. Nu este pentru prima oară când se trece în sistemul de securitate, ordine publică și apărare peste lege, peste statutul cadrelor. La armată și-au bătut joc de tot ce a fost... Nu, dar iertați-mă că vă opresc o clipă. Nu trebuie să vă opriți, am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Avem o știre, deci știrea deocamdată a venit pe niște surse de la o agenție de presă. Nu avem încă... Foarte serioasă agenția. Foarte serioasă, fără îndoială. Dar eu spun, faptul că este luată această informație din bucătărie de acolo, înainte ca lucrurile să poată să fie aduse... Și tot pe sursă am aflat că demisionează un ministru, nu? Da. A venit o agenție de presă, ne-a spus că e o conferință de presă de și am aflat că... Și asta spuneam și eu înainte, că este nevoie să avem o justificare a acestor lucruri. Dar faptul că o agenție de presă a reușit să afle mai înainte din bucătăria ministerului ce se întâmplă, e foarte bine. E un minister transparent, discută cu presă, dă pe sursă să vadă cum reacționează piața publică. Probabil că unul dintre cei de acolo au dat la unii dintre prietenii ziariști această informație. Repet, asta este o crimă? Nu, e fără relevanță, că e pe sursă, că nu-i pe sursă. O secundă și aș vrea să închid. Vă rog, doamna Nicolae. Eu am auzit că aveți în protocolul acela minunat între dumneavoastră o prevedere conform căreia, dacă un minister este prost manageriat și nici nu se mai poate spune că ministerul ăsta are niște probleme de management, îl preia automat celălalt partid. Doamna Nicolae, e adevărat deci, că asta e un zvon care circulă pântâri. Eu n-am participat la negocierea lui, dar știu de la colegii mei că toate prevederile au fost preluate din protocolul pe care l-aveați dumneavoastră cu PDL-ul. Eu deci cum n-am prea dat mult înseamnă că a fost bine făcut. De asta vreau să spun că nu mai sunt împreună. Nu, cu siguranță nu. Dar, domnule Chiriac, care e miza? S-au întâmplat atâtea minuni la Ministerul de Interne încât nici nu mai știm ce explicații să găsim. Care e miza, de fapt? Mi-e teamă că este o miză, aceasta pe care a lăsat-o să o transpară domnul Marian Vanghelie, și anume utilizarea Ministerului de Interne în jocurile politice. Și de altfel nu este numai Ministerul de Interne. Alte instituții de forță ale statului, cum foarte bine știm, cel puțin în ultimile zile, sunt acuzate, uneori nu fără temei, că fac jocuri politice. E, aici e o chestiune foarte gravă. Una este când prin lege, deci trebuie să știm, poți ajunge la concluzia că un partid își duce mai bine politica la îndeplinire dacă anumite posturi sunt politice, numiri politice. Nu? E o chestiune, se practică în anumite țări. Cele de secretar de stat. Iată, mă rog, nu numai acelea, și acelea funcționale. Dar ce se întâmplă în acest moment? Polițistul nu este membru al unui partid. Normal, el n-ar trebui să fie numit politic acolo. El ar trebui să fie numit în funcție de profesionalismul său și ceilalți factori care concură. Dar eu înțeleg că discutăm, cel puțin așa apare din această informație. O să discutăm și discutăm despre faptul că au apărut niște neclarități, ca să nu spun altceva, în legătură cu o anumită acțiune la un moment dat. S-a făcut o anchetă internă, probabil, s-au luat niște măsuri disciplinare, de organizare. Deci ce legătură are povestea asta cu partidele, domnul cu influența, cu părți? Utilizarea instituțiilor de forță în interes politic, nu? Chiar dumneavoastră ați acuzat-o de foarte multe ori. Stați puțin. Eu n-am spus că acum domnul Dan Nica vrea să aservească politic Ministerul de Interne. Nici pe departe. Și nici nu cred că l-ar lăsa cineva. Stați puțin. Nu știu dacă l-ar lăsa sau nu l-ar lăsa. Că n-ar dori. Problema este că de la Partidul Național Liberal, care a condus ultima dată Ministerul de Interne, acolo s-au născut în Ministerul de Interne vreo 50 de generali, dintre care mulți cu 3 stele.
Oare ce merit ai avut ca polițist în minister să capeți 3 stele? De stimați invitați. Partidul Național Liberal nu i-a făcut, că nu Partidul Național Liberal semnează pentru gradul de general. E altcineva care semnează. Cine semnează, doamna? Președintele. Da, bine. După o procedură. Întrebați-o pe doamna, întrebați-o pe doamna Nicolae cine propune. Ministrul de interne după o procedură prevăzută în lege. Văd că numai prin intermediul moderatorului vă puteți întreba, deci nu vă despart niciun metru. Ne înțelegem foarte bine. Avem încă o informație. Avem în față un comunicat prin care suntem anunțați că președintele României Traian Băsescu a trimis în cursul acestei după amiezi o scrisoare președintelui Senatului Mircea Geoană și președintelui Camerei Deputaților Roberta Anastase, prin care solicită să se adreseze în data de 14 aprilie 2009, la o oră pe care o vor stabili președinții celor două camere, să se adreseze Parlamentului, inclusiv cu un mesaj pe probleme actuale de politică externă. Bănuim, domnule Chiriac, domnule Năstase, doamna Nicolae, că ar putea fi vorba de Republica Moldova. Cu privire la Republica Moldova. Deci este și asta o informație. Avem însă și un șir de coincidențe. 14, când 14 înseamnă că va fi luni sau marți. Zile? Da. Marți. Da. Are vreo relevanță, domnule Chiriac? Păi are o relevanță, că poate până atunci se cristalizează oarecum situația din Republica Moldova. Nu, categoric. Bun, avem un lanț de evenimente care au început cu scandalul de la DGIPI și arestări, scandalul Popoviciu, de aici Ioana Băsescu, apartament în cartierul lui Popoviciu, Mircea Băsescu, limbaj de port la adresa ziariștilor, Becali arestat, zvonuri de arestare a jurnaliștilor, zvonuri de arestare a constructorilor. Dumneavoastră sunteți autorul informației. Ce n-am făcut decât să transmit public... Să propagați un zvon sau o informație? Ceva între zvon și informație, pentru că a pornit ca o, a ajuns la mine ca o informație, dar e foarte posibil să fi fost transmisă spre mine ca pe un zvon. Becali pe listele lui Vadim, schimbarea Poliției Capitale. Tot lanțul acesta a avut procurori și polițiști pășiri. E o simplă lănțuire sau este ceva calculat? Bun. Eu cred că la început s-a dorit ca unul dintre evenimente și mai ales cel legat de dezmembrarea Serviciului de Protecție și de Protecție de la Ministerul de Interne să fie într-un fel ambalat într-o chestiune care să nu creeze foarte mult noroi în jur. Nu s-a reușit lucrul ăsta și părerea mea este că de aici au pornit dificultățile. Eu cred că, într-adevăr, faptul că PSD-ul a dorit să aibă conducerea Ministerului de Interne împreună cu Serviciul de Protecție din Interior a creat foarte multă nemulțumire pentru Traian Băsescu. Și de aici a apărut o acțiune care, în mod evident, a fost construită pentru dislocarea acestui sistem sau desființarea lui, o bătălie pentru arhiva de la acest serviciu și pentru a se realiza această operațiune, care într-un fel sau altul era legată de câteva chestiuni, inclusiv Puiul Popoviciu. Informații, indicii sau analiză indirectă pe baza întâmplărilor? Bun, eu am anumite, deci în mod evident știu unele lucruri din, și din perioada când am fost prim-ministru, știu ce înseamnă acest serviciu, am o anumită evaluare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo, am o anumită evaluare cu felul în care au fost numiți oamenii de acolo, bătălia pentru ca unii dintre ei să nu fie numiți și după aceea demisiile unora dintre miniștri. Și în aceste condiții, eu cred că ceea ce a urmat a fost, de fapt, determinat de acea decizie de a disloca conducerea serviciului. Lanțul ăsta de evenimente, doamna Nicolae, se petrece într-un timp extrem de scurt. DGIPI arestări, Popoviciu scandal afacere, teren, Ioana Băsescu apartament, Mircea Băsescu teren plus limbaj la adresa jurnaliștilor, Becali arestat, zvonuri de arestare a jurnaliștilor, zvonuri de arestare a unor constructori, Becali și Vadim pe liste. Toate astea în vreo două săptămâni. Aproape o lună. Deci este pentru prima oară în mandatul lui Traian Băsescu când patru evenimente de tipul ăsta care creează scandal major prin implicarea anumitor persoane, anumitor instituții, se precipită succesiv într-o lună. De ce? Pentru că se apropie
finalul mandatului, pentru că nu există niciun fel de soluții la actuala criză, pentru că trebuie să refuzăm să vorbim, să spunem de fapt care este situația bugetului, care este situația veniturilor, care este prognoza în legătură cu șomaj, cu chestiunile sociale din țara asta, cum stă economia. Să nu discutăm despre impozitul forfetar. Să nu discutăm de impozitul forfetar, să nu discutăm despre impozitarea cu 90% a salariilor peste 80%, să nu discutăm despre drepturi de autor. Să discutăm chiar în seara asta. Așa, ca să nu discutăm despre incapacitatea și impotența unor indivizi care conduc în momentul ăsta. Doamna Nicolae, e plauzibil ca cineva, ca să o clipă, stați puțin, nu cumva e scenarită, mă gândesc și eu așa, ca să nu discutăm două chestiuni economice foarte importante, s-au pus în mișcare un mecanism care a sincronizat niște evenimente, păi costă foarte mult și e greu de crezut că cineva care nu e în stare să rezolvă probleme de impozit poate să pună la cale cu conștiinciozitate și minuțiozitate o operațiune care să angreneze atâtea evenimente. Domnule Chiriac, ori suntem buni organizatori și atunci ne ies și altele mai simple. În ale simple, serviciilor, în ale... Ori suntem proști și nu ne ies nimic. Eu nu cred că domnul Traian Băsescu și guvernul Boc au inițiat această succesiune, care va duce, probabil, o să vedem primele sondaje în curând, la o scădere substanțială în sondaje a domnului Traian Băsescu. Deci nu cred. Din toate punctele de vedere, arestarea domnului Gigi Becali este decontată absurd alminte de domnul Traian Băsescu în această chestiune. Deci nu cred că acolo s-a întâmplat. Acum, că-i viața, că s-au întâmplat să vină peste domnia sa, că vor mai veni și altele. De asemenea, în legătură cu situația economică a României, vă atrag atenția asupra următorului lucru. Economia se depreciază de la o zi la alta, indiferent dacă vorbim sau nu vorbim despre acest lucru. Piețele se îngustează, firmele nu au capacitate, nu mai au unde să exporte, piața internă se atrofiază, intrările de capital sunt tot mai mici, încasările la buget sunt semnificativ mai mici decât cele prognozate, vor fi mari dificultăți inclusiv pentru plata pensiilor și a salariilor. Salariile la stat se diminuează substanțial. Mă rog, nu discutăm acum motivele. Deci, faptul că luni, se pare că luni este 14, domnul președinte Traian Băsescu se adresează Parlamentului, dorește, presupun, prin acest mesaj, domnia sa să impună o agendă. 14 este fiindcă de 4 săptămâni altcineva scrie agenda, iar domnul Băsescu a fost neobișnuit de tăcut în această perioadă. Bun, avem așadar, avem și chestiunea aceasta, tot informație de astăzi. Banca Mondială a notificat Primăria Capitalei să sisteze toate investițiile în zona rezidențială Băneasa până nu fac un audit să vadă după scandalul acesta cu Popoviciu cum s-au cheltuit banii. Deci, repet, din bani au fost este credit, internațională au fost deja mondială. Chestiunea asta ca și efect. Un lanț întreg, un astfel de mecanism poate fi pus de cineva pe planșetă de senat doar ca să acopere o discuție publică pe impozite? Știi ce, aici e o chestiune destul de simplă. Este efectul de bulgăre de zăpadă. Poți să pornești o anumită acțiune, iar după aceea să scape de sub control. Sunt foarte multe elemente care, într-adevăr, au ieșit de sub ceea ce putem să bănuim că a fost controlul inițial al acțiunii respective. În legătură însă cu aspectele economice de care vorbea domnul Bogdan Chiriac și are perfectă dreptate. Unele, sigur, țin de un anumit caracter relativ obiectiv al unora dintre aceste procese, dar soluțiile pot să accelereze sau nu unele dintre ele. Dacă am menționat adineauri impozitul forfetar, sigur că pare cumva că aceasta ar putea să fie o soluție pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar poate să fie așa cum cred eu și cred foarte mulți, că poate în același timp poate să creeze mai multe probleme decât rezolvă. Într-o perioadă de creștere economică, poate că aceasta ar fi o soluție bună. Dar într-un moment în care se întâmplă toate lucrurile acestea, în mod evident că cel puțin 200.000 de persoane în plus vor deveni șomeri, ceea ce înseamnă că acele întreprinderi care poate nu fac, într-adevăr nu fac profit, dar totuși țin oamenii acolo cu salarii, vor
în momentul în care generezi falimentul lor, practic treci în zona de șomaj câteva sute de mii de oameni, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare de șomaj. De asta vreau să spun că ceea ce poate să pare o soluție bună la un moment dat, poate să producă în contextul de acum soluții foarte rele. Ne întoarcem puțin la toată treaba asta cu schimbarea conducerii Poliției Capitale și ne aflăm într-o legătură telefonică directă cu domnul Bogdan Oprea, patronul firmei de protecție și pază BGS. Bună seara! Bună seara! Motivarea pentru schimbarea conducerii Capitalei stă exact în scandalul de la Plața Mol și vreau să vă întreb cum comentați această schimbare cu trimitere la Plața Mol și la scandalul de acolo. Of, grea misiune am dat, pentru simplu fapt că nu prea am cum să o comentez. În primul rând, nu știu cât este de oficială această motivare. Dacă este la fel de oficială ca și aceea că parchetul s-a autosezizat în privința noastră, înseamnă că e ok, înseamnă că nu ăsta este motivul. Vreau să precizez că parchetul nu s-a autosezizat împotriva noastră, nu am primit niciun fel de înștiințare nici până acum din partea parchetului. Cu alte cuvinte, a fost vorba de un zvon fals. Mă îndoiesc personal... Schimbarea nu este un zvon. Mă îndoiesc că aceasta ar fi motivarea pentru simplu fapt că poliția, specific, în acest caz, s-a descurcat admirabil. În sensul că intervenția poliției a fost extrem de rapidă, extrem de profesionistă, neviolentă, a dus la arestarea acelor indivizi despre care toată lumea știe că sunt deosebit de periculoși și că au mai fost în alte fapte similare anchetați și cercetați și reținuți și arestați de poliție, după care ar trebui să urmeze această demisie din acest cauz. De ce? Că a îndrăznit să-i aresteze? Eu cred că ar trebui să căutăm sau să căutați mai exact dumneavoastră motivele în toate celelalte scandale de la incidentul de la Mol. Practic acolo despre ce e un incident minor față de ce este la ora actuală în emisiunile dumneavoastră. Acolo ce a fost? O firmă de pază și protecție, o firmă absolut legală, a imobilizat niște infractori, i-a dat pe una poliție și cu asta basta. Păi noi nu comentăm ce s-a întâmplat acum la Plața Mol, că s-a tot comentat. Comentăm motivația schimbării Poliției Capitalei, conducerii Poliției Capitalei și de-aia v-am întrebat cum comentați. Considerați că ăsta e motivul sau că de fapt e alt motiv? Eu categoric consider că nu ăsta este motivul. Pentru că, în speță, Poliția Capitalei s-a descurcat admirabil. Bun, vă mulțumesc foarte mult. A fost și domnul Bogdan Oprea, patronul de la BGS. Asta pentru că în motivație se spune că ar fi vorba care de... Care e motivație? Păi e motivația despre care a aflat agenția Nuzin. Ultimii care află sunt purtătorii de cuvânt ai Poliției Române. Nu e nicio problemă. Vedeți, e un mecanism foarte ciudat. Alminter, uniforma aceea, geacă de piele cu epoleți, arată bine. S-ar putea să aflăm că, de fapt, a fost schimbat șeful Poliției din București pentru că nu a organizat foarte bine linia verde pentru circulație în București. Eu știu. Și atunci, practic, o să spuneți că l-am deranjat degeaba pe domnul Bogdan Preda sau cum îl cheamă. Oprea. Celălalt e jurnalist. Exact. A fost jurnalist. Deci, eu cred, încă o dată, că mecanismul cel mai bun pentru a discuta serios anumite subiecte este să așteptăm un punct de vedere oficial pe această chestiune. Încercați să luați legătura cu șeful poliției. Îl văd toată ziua la televizor, dimineața. Domnul Cuțilescu. Nu știa Ciocan. Că a fost schimbat. Domnul Ciocan. Nu e șeful poliției. Purtătorul de cuvânt. Căutați-l, că văd că e toată ziua la televizor. A fost mai devreme, nu știa. Deci să ne spune dânsul despre ce e vorba și până mă comentăm. Toate site-urile și agențiile de știri au dat această veste. Da. Doamna Nicolae, ne întoarcem la chestiunea asta cu sincronizarea unor asemenea evenimente despre care susțineți ca invitați că s-au sincronizat tocmai ca să nu se discute alte lucruri. Nu sunt cam multe de sincronizat ca să nu se discute alte lucruri? Da, le-a sincronizat puterea președintelui sau le-a sincronizat puterea celor care se opun președintelui? Interesantă abordarea, dar nerealistă. Trebuie să ne uităm în acești 4 ani de istorie actualei guvernări, a fostei guvernări, și să vedem că unora le-a plăcut foarte tare să conducă justiție, servicii de informații, apărare, ordine publică,
Deci le-a plăcut să se joace cu formula de autoritate a acestei țări. Și faptul că se negociază niște funcții de șef de poliție între două partide politice, din punctul meu de vedere, e foarte grav. N-are niciun fel de treabă cu statul de drept și confirmă clar că pentru o anumită parte a clasei politice este esențial să controlezi, să ai oameni în diverse locuri, de tipul celor pe care le-am enumerat înainte. Bănuiesc că în ultimii 4 ani lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Eu, părerea mea este că se întâmplă tot timpul și n-am a face dovadă de fariseism, pentru că, de fapt, asta este obsesia oamenilor politici datorită incapacității. Ceea ce nu știu oamenii politici este că acești domni, de la poliție și de pe unde mai sunt, din ziua când ai ajuns la guvernare, se apucă să-ți facă dosare. Cine va citi tradiția vechii chesturi românești, va vedea că așa se va întâmpla, că așa se întâmpla și atunci, corect, în perioada interbelică. Și de-aia se schimbați. Da. Și cum se schimbă o guvernare? Nu, se mai vinde o informație, un dosar, una alta. Dar dacă vom ajunge să conducem țara asta cu informații, cu dosare, credeți-mă, nu știu dacă o să mai avem foarte multă vreme. Apropo, domnule Chiriac, știu foarte bine această veste, această veste ne-a făcut să începem și să discutăm subiectul, deși vreau să discutăm despre cei 35.000 de oameni rămași fără locuri de muncă doar în luna martie, conform Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, de semnalele că avem deja peste 500.000 de șomeri cu 1,5% mai mult decât aveam anul trecut, de faptul că toate ziarele vorbesc de disensiunile dintre PSD și PDL pe învățământ, de pildă, treceți în pensie 6.000 de profesori, altfel dăm 20.000 afară și așa mai departe. Astea nu se văd tot din cauza că există un vrăjitor care ne dă alte evenimente? Sau? Opinia publică a fost în general interesată de subiectele pe care le-ați evocat. Popoviciu, Becali, Ioana și Mircea Băsescu și așa mai departe. Acest a fost, da, și sunt în continuare. Din nefericire, prea puțin sunt interesați, de pildă, de situația din Republica Moldova, unde are loc o dramă cumplită în acest moment. Republica Moldova este strivită între menghina intereselor Occidentului și Rusia. Dar acest val cumplit al crizei economice ne lovește de fiecare dată. Iată, în luna martie plus 35.000 de șomeri. Probabil că sunt mai mulți, că nu toți sunt înregistrați sau nu toți lucrau cu carte de muncă, mă rog, cu forme legale. Se dau afară din sub toate formele și cei care lucrau, nu sigur toți au avut timp să li se facă o carte. De exemplu, cum spuneți. Deci toate aceste locuri, sigur că da, toate aceste lucruri se întâmplă. În toată această perioadă, nu pot să spun că guvernul n-a lucrat, dar deocamdată nu sunt rezultate notabile. Cu ce a venit domnul Pogea în acest moment este rizibil. Când toată lumea ușurează impozitele ca să lase mai mulți bani oamenilor pentru a stimula consumul, dacă vreți, acum se pun tot felul de taxe și impozite. Atenție! Cum se face acest lucru? Nu prin restructurarea Ministerului Finanțelor și scoaterea monștrilor de acolo, care nu au nimic a face. Ei consideră și în acest moment economia privată o vacă de mulți care, în general, trebuie stârpită. Stârpită. Deci ca să-i lași pe cei de acolo, care sunt tot de pe vremea domnului Vosganian și de mai înainte, să pună, doamna Nicolae, cu liberalii. Nu. Să pune impozite discreționar. Păi ăștia ajung să pună un impozit la toată lumea și cel care plătește alt impozit pe profit, care are profit, îi mai pune un impozit. Ne oprim puțin și mergem la sediul Poliției Capitale. Se află acolo colegul nostru Cristian Zărescu. Încercăm să mai aflăm vești apropo de aceste schimbări, schimbarea conducerii Poliției Capitale. Bună seara, Cristi! Bună seara, Răzvan, bună seara, domnilor și domnilor. Deocamdată este liniște aici la Poliția Capitalei. Am reușit să stau de vorbă cu foarte puțini polițiști care au ieșit din sediul acestei instituții. Nimeni nu știa despre aceste schimbări sau, dacă știa, nu a vrut să ne confirme nouă această informație. Se pare însă că în cel mai scurt timp chestorul Marian Tutilescu va fi înlocuit din funcție. Această funcție a fost solicitată de către Partidul Social Democrat în urma negocierilor pe care le-a avut cu partenerii
partenerii de coaliție de la PDL. Motivul însă pentru care conducerea de la Poliția Capitală este schimbată este legat de modul în care a fost gestionat acel scandal de la un mall din Capitală, atunci când angajații unei firme de pază s-au luat la bătaie cu un grup de interlopi din Capitală. Nu se știe deocamdată cine va veni în locul lui Marian Tutilescu. Cert este că până în acest moment Marian Tutilescu a fost întrebat despre această măsură și el a anunțat că nu știe nimic despre această schimbare din funcție. Mulțumim, intrăm într-o scurtă pauză și revenim la discuția noastră cu invitații din această a doua parte de la Realitatea Zilei, domnul Adrian Năstase, doamna Norica Nicolai, domnul Bogdan Chiriac. Rămâneți cu noi! Încearcă-l și vei înțelege. Prietenii știu de ce. Când ne-am întâlnit prima oară, nu o duceați prea bine. Nu aveați nici vioară. Nu aveam bani, cântam la frunză. De cântat cânta. Am fost fătuit să vând bilete la concertele mele, să pun un ban deoparte, iar acum o să cânt fără grijă chiar și iarna. Când vine vorba de bani, suntem fie grele și cheltuim, fie furnică și economisim. Dar e în regulă. La Alpha Bank credem în folosirea responsabilă a banilor. Bun, ceva dulce. Direct la frigiderul cu produse proaspete. Iată-i și pe micii poznași. Cei mici iubesc Kinder Pingui pentru gustul său irezistibil, crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată. Kinder Pingui, hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată. Sângerarea gingivală este unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiei, cauza principală a căderii dinților. Parodontax, pasta de dinți cu 70% ingrediente active, ajută la oprirea sângerărilor gingivale. Există un loc în România unde tradițiile se păstrează cu demnitate, unde frumusețea lăcașurilor sfinte inspiră oameni, unde farmecul sărbătorilor înseamnă bunătate, credință și familie. E locul pe care oricine îl poate numi acasă. De Paște în Bucovina, un proiect susținut de Ministerul Turismului. Descoperă noua gamă Nivea Styling. Spray fixativ pentru o atingere mătăsoasă și o fixare uimitoare. Gel de păr pentru o senzație unică și un stil de invidiat. Spumă de păr pentru o coafură perfectă, irezistibilă la atingere. Arăți fantastic, te simți fantastic. Noua gamă Nivea Styling. Pentru că frumusețea este seducție. Dacă toți copiii ar putea să-și creeze ciocolata preferată, exact așa ar face-o. O ciocolățică pe măsura lor cu miez de lapte. Prin urmare, Kinder a creat o ciocolată exact pe gustul lor. Ciocolata Kinder, creată special pentru copii. Mezelurile Cristin îți aduc 10 mașini timp de 10 săptămâni. Răzuiește talonul din produsele ambalate Cristin și poți câștiga o Toyota Yaris pe săptămână. Cristin, îți place să mănânci sănătos. Mai puține rable, mai multe avantaje pentru tine cu ediția limitată Fiat Linea. Ai acum spațiu, confort și o super echipare la un preț de excepție. Doar 8.850 euro cu TVA. Grăbește-te! Ofertă limitată pentru primii 150 de clienți. Ne-am întors așadar în direct. Vă repet vestea serii. E vorba de schimbarea întregii conduceri a Poliției Capitalei. Newzin, prin informații din interiorul Ministerului de Interne, a aflat că e vorba de o motivație care ține de scandalul de la Plaza Mall. Dar acum revenim la lucrurile care nu se prea văd și încercăm să vedem dacă nu se văd din cauza unor diversiuni într-un an electoral sau nu se văd pentru că, mă rog, așa e soarta României, să nu se vadă lucrurile astea în anumit moment. Aflăm că PSD reclamă faptul că PDL, domnule Năstase, a dosit argumentația
din acordul cu Fondul Monetar și toate condiționările. Și vreau să vă întreb dacă e plauzibil această chestiune să diversiune. Adică în astăzi sunteți la guvernare cu ei, iar jumătatea PDL a guvernului reușește să dosească condițiile din acordul cu femeia astfel încât miniștrii PSD să nu le știe. Sau ce cum? Am înțeles eu, pentru că n-am participat la discuțiile acestea, ceea ce cred că este adevărat. Știți că scrisoarea de intenție discutată la București, într-o anumită formă, a plecat la Washington. La Washington, la FMI, s-a plimbat pe la diferite direcții. În momentul în care s-a finalizat textul din punctul de vedere al Fondului Monetar Internațional, acel text a fost retrimis la București, la guvern. Și eu cred că este vorba despre acest text care s-ar putea să fi fost ușor sau mai mult modificat și pe care colegii mei îl căutau ieri. Poate că între timp l-au primit, dar este o chestiune totuși care sigur că este importantă, pentru că deci acum face o jumătate de guvern azi, caută a doua jumătate a guvernului mâine? Nu, poate că nu-i vorba de jumătate de guvern. Probabil că scrisoarea asta a venit la Ministerul de Finanțe și probabil ei fac niște evaluări și de-abia după aceea textul este distribuit la întregul guvern. Nu, în urmă cu aproape 10 zile, dacă mi-amintesc bine, a apărut o știre în zona prânzului în care se spunea că în guvern, discutându-se scrisoarea cu Fondul Monetar Internațional, această scrisoare a fost dată miniștrilor într-un plic pe care scria secret de serviciu, au avut dreptul să o citească și au predat plicurile la cabinetul primului ministru sau la ministrul de finanțe. Era normal. O oră a durat acea știre pe croluri, după care s-a scos peste tot. Nu este normal absolut deloc. Da. De ce, despre ce vorbim? Da, era normal pentru că acela trebuie era... Trebuie să vorbim de o guvernare transparentă. Nu. Facem din deciziile țării astea secrete de serviciu. Trebuie să-i apăr pe colegii mei și pe cei de la guvern, pentru că textul acela era scrisoarea care trebuia să fie confidențială până la momentul definitivării. Și ce, nu există încredere între miniștrii PSD și PDL? Nu e vorba de asta. Este vorba de faptul că scrisoarea pentru toată lumea trebuia să fie confidențială până la momentul în care ea venea să fie aprobată în cadrul guvernului, se discuta acolo și la acel moment guvernul avea deja un proiect care era public. Domnule Năstase, textul respectiv era încă sub negociere. Explicațiile domnului Năstase contrastează flagrant cu mesajele pe care le rostesc fie liderii PDL, fie cei PSD. De regulă, PDL-ul pare că ia o decizie și PSD-ul se plânge de decizie, domnule Chiriac. Da. Joacă, dacă vreți, PSD-ul rolul pe care l-a jucat PDL-ul în coaliția cu PNL-ul. Istoria se repetă. Deci e și la putere și în opoziție. Așa a făcut PDU 2 ani și ceva până când au fost dați afară de la guvernare. Poți să intervin o clipă? Domnul Tăricianu, sigur că da. Eu am dat o explicație pe o chestiune de formă și de procedură. Pe fond, sigur că sunt discuții legate de ceea ce PSD-ul a introdus ca elemente, nu neapărat de condiționalitate, că sună prost în ansamblul acesta de discuții, ca elemente de bază pentru finalizarea acestui acord. Și, în mod firesc, PSD-ul încearcă până la capăt să impună aceste chestiuni care să nu afecteze o zonă de electorat și o zonă de populație. Păi fondul cu cine are atunci? Cu PDL-ul sau PSD? Pot să traduc și eu ce spune foarte frumos domnul Adrian Năstase. Deci, acordul acesta cu fondul înseamnă măsuri foarte nepopulare, da? Înseamnă reduceri de salariați, reduceri de salarii, tot ce înseamnă acest lucru, nu? PSD-ul are acest tip de electorat. Și atunci PSD-ul încearcă, cum spune domnul Adrian Năstase, să mai îndulcească aceste lucruri. Cum ați vrea să fie altcumva, câtă vreme PDL-ul se va prezenta în 6 luni cu un candidat la președinție, mai devreme de 6 luni, PSD-ul cu alt candidat la președinție. Cum ați vrea să candidez? Și atunci PSD-ul va face acest dublu joc, va fi în același timp și la putere și la guvernare. Și PDL-ul ar face, să știți. Problema PDL-ului e că e cu primul ministru acolo. Eu mă întreb, dacă toată lumea candidează și PSD-ul și PDL-ul, cine mai guvernează? Anul ăsta, din nefericire, ne guvernează viața, doamna Nicolai. Da, ne guvernăm singur, așa. Și dacă ne-ar lăsa în pace, cred că ne-am guvernat mai bine, dacă nu s-ar inventa tot felul. Deci dacă descoperim, ne-ar lăsa în pace, am trăit mai bine. Situația de acum care trăi guvernată se datorează
într-o anumită măsură, unei situații economice după 4 ani de guvernare și în același timp și situații externe, care sigur că are o influență foarte mare. De aceea, aici este de fapt dificultatea în a judeca actuala guvernare. Cât este lipsă de soluții, cât este lipsă de profesionalism, cât este de fapt... Haideți să ieșim din ceață pentru cetățeni, ca să-i lămurim. Auzim de la, din zona PSD că vor fi fie concediați 20.000 de profesori, fie vor îngheța salariile într-o zi. A doua zi aflăm că dacă nu sunt trimis 6.000 la pensie, vor trebui concediați 20.000. Care va fi varianta? Situația este foarte delicată și... Care e schema finală? Nu știm încă, o să vedem, pentru că încercăm să evităm această situație. Pe de altă parte, cum spunea și domnul Chiriac mai devreme, știm foarte bine că primul buget care a fost aprobat în Parlament era un text de science fiction. Și în aceste condiții... Și când spunea opoziția asta, de ce... Nu, am spus și eu și eu n-am votat bugetul exact din acest motiv. Și noi doi suntem în opoziție. Nu, eu cred că sunt un realist, da. Sau încerc să fiu lucid, realist. Absolut și lucid. Și am încercat să spun lucrurile acestea și atunci, le spun și acum, încercând să fiu corect și în ceea ce privește judecata asupra guvernării. Dar... Deci situația ca atare trebuie gestionată. Pentru profesori, ei acum pleacă 6.000 la pensie sau pleacă 20.000 șomaj. Vom vedea, discuția încă nu este finalizată. Că vă pleca mai mulți, domnule Dumitru. Haideți să vedem, este nu, haideți să așteptăm. Și la pensie și... Haideți să așteptăm. Și la pensie dar, și la caz, profesori. În momentul în care spuneau unii dintre cât colegi, când spuneau unii să se finalizeze această discuție la nivelul întregului guvern. Da, repet, cât să mă așteptăm? Probabil în câteva zile. În fiecare săptămână situația economică a României se depreciază, se deteriorează mai mult, să știți. De la o lună la alta vom afla de noi concedieri, nu doar în sectorul privat. Păi ca măsură, că se vorbește așa, cumulul pensie cu salariu, guvernul a adoptat un proiect de lege, până la publicarea lui în Monitor Oficial mai durează. Păi nu, până se aprobă în Parlament. Da, nu e o soluție. Nu, absolut nu e. Care sunt măsurile concrete? Nu, asta le-ați identificat? Da, câteva am identificat. Care și cred că putem discuta. În primul rând, în momentul de față, blocarea sistemului de impozitare la nivelul la care este. Niciun impozit în plus. Putem să discutăm despre restructurarea impozitelor indirecte. Să facem o analiză cu toții, să vedem la ce putem renunța, că sunt o mulțime de impozite indirecte. Pentru că prima noastră prioritate este menținerea sectorului privat în economie, care trebuie să aducă măcar sursa aceea de impozitare din salariu. Să vorbesc acum într-un mod care cred că este în continuare lucid și realist. Situația de acum nu poate fi atacată decât fie prin creșterea veniturilor într-un mod miraculos, dar înțeleg de la domnul Chiriac că lucrul ăsta nu se întâmplă, sau prin scăderea cheltuielilor. Da. Politica aceasta de care dumneavoastră discutați, o face în guvern PSD-ul sau PDL-ul? Cine o decide? Partea proastă pentru PSD este aceea că această zonă este în curtea PDL-ului și sigur că unii dintre colegii mei află despre anumite măsuri, pentru că este vorba de finanțe, unii dintre colegii mei află despre ceea ce li se repartizează ca, să spunem, procentaj tăiat din bugetul respectiv în cadrul unor ședințe. Bun. Și atunci, eu cred că, așa cum am spus la un moment dat, politica aceasta de rectificare a bugetului trebuie făcută la nivelul coaliției și nu la nivelul guvernului, unde vine ministrul Pogea și spune de la tine tai 5%, de la tine 6%, avem, de la tine 1%. Avem, domnule Chiriac, niște declarații ale domnului Joană, care în 2 aprilie anunța candidatura la președinția României, după care plusa și spunea problema e că voi câștiga și să vedem pe cine punem la partid, dacă nu va câștiga nu e tot cu să vedem pe cine punem la partid, după care în 6 aprilie solicită DNA să se autosesizeze cu privire la cele 30 de hectare obținute de Mircea Băsescu și să se declanșeze procedurile pentru 1.000.000 de euro pe care Ioana Băsescu i-a avut pentru achiziționarea apartamentului din Băneasa, iar tot pe 6 aprilie la postul public de televiziune vorbea despre cum se erodează Traian Băsescu și e foarte posibil să nu intre în turul 2. Se mai pot înțelege partidele astea dacă la nivel de șef așa arată dialogul? În niciun caz. Iar situația interpartinică se va deprecia tot mai mult. Acest lucru însă nu va însemna că vreunul dintre ele, n-am vești bune pentru dumneavoastră, doamna Nicolai, nu înseamnă că vreunul dintre ele va pleca de la guvernare.
fiecare partid va rămâne acolo. Așa puțin cum este bugetul și puțină, tot mai mică cum se face economia, tot îți oferă ceva resurse pentru o campanie electorală care va fi de o duritate fără precedent în istoria post-decembristă a României. Și de asemenea, va fi extrem de scumpă. Ori numai partidele aflate la putere pot furniza resurse pentru această campanie. Bun, doamna Nicolae. Eu cred că s-ar putea înțelege cu o singură condiție, să nu-l aibă în fruntea lor nici pe Gioană, nici pe Traian Băsescu. Sunt destul de mulți oameni capabili în ambele partide, au o viziune de stânga cu toții, PDL-ul e doar fardat într-o postură creștin-democrată. În realitate e tot un partid de stânga și ar putea face un guvern serios, solid de stânga, cu un anumit tip de problematică. Da, vor rămâne la guvernare atâta timp cât interesul... Până la alegeri, doamne. Da, până la alegeri, că acela e deadline-ul. Bun. Domnule Năstase, după succesiunea de declarație a domnului Gioană. M-a întrebat și pe mine despre subiectul ăsta. Da, 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 în sensul ăsta. Succesiunea asta de evenimente ale domnului Gioană. Se mai înțelege cineva cu PSD-ul la vârf, cu PDL-ul, după... Înțelegerea nu a fost făcută de către... Nu a fost făcută cu Traian Băsescu. Înțelegerea a fost făcută între cele două partide. Da, dar unii dintre ei merg cu Băsescu, ceilalți cu Gioană. Bun, și e normal. Sunt alte alegeri. Și mi se pare absolut normal. Păi și se mai pot înțelege, iertați-mă. Nu se pot înțelege la alegerile prezidențiale, dar noi discutăm acum despre guvernare. Și, la care sigur, s-au înțeles perfect, dovadă că am identificat și măsurile care nu s-au aplicat. Sunt într-o situație delicată, pentru că nu vreau să spun ceea ce am spus în urmă cu câteva luni, și anume că această formulă de guvernare nu va merge foarte bine, dar pe de altă parte trebuie să spun la acest moment că este nevoie totuși de stabilitate politică și de un guvern în România, chiar în condițiile în care sunt diferențe între cele două partide. Și atunci trebuie să încerc să găsesc o explicație pentru ceea ce până la urmă este inevitabil, și anume sper să facem până la urmă alegeri prezidențiale în România, sper că vom reuși să împiedicăm un al doilea mandat al lui Traian Băsescu, ca să nu mai avem această izolare a României, pentru că... Cum după adică ce speră să facem? Nu se fac alegeri prezidențiale anul ăsta? Nu știu că ce s-ar ne pregătiți, putea... domnule Putin? Președinte? Ce ne pregătiți? Dacă spuneți că nu se fac alegeri prezidențiale anul acesta. Nu eu organizez lucrurile. Păi, într-o stare de urgență. Domnule, în 20 de secunde ne puteți da nume de constructor care ar putea fi o clipă. Încă nu am argumentele necesare. Nume de constructor care ar putea fi arestați în 20 de secunde. Evident că nu, și eu sper că după aceste discuții în legătură cu eventuale arestări, s-a spart balonul ăsta și dacă revenim la normalitate. Da, nume, haide să nu mai zvonim măcar despre arestări. Mulțumim. Dumneavoastră care ați dat o știre astăzi de pe News-in fără să fie încă confirmată oficial, faceți același lucru. O să fie confirmată în jurnalul orei 20. Ați transmis deocamdată un zvon. Urmează imediat. Rămâneți cu noi. Înseamnă că și zvonul dumneavoastră va fi confirmat anul ăsta. Mulțumim foarte mult. Rămâneți cu noi. Jurnalul orei 21. Detalii suplimentare despre schimbările de la Poliția Capitale. Am descoperit Activia de curând. Știți doar, mă balonam de sori și te duci repede la mami. De ce nu? Pentru mine Activia funcționase. Așa că l-am încercat și eu 14 zile și chiar mă ajută. Acum Activia în fiecare zi. Bine? Activia conține fermentul unic Bifidus Acti Regularis, care ajută la reglarea tranzitului intestinal lent. Și e chiar bun. Activia, activ în interior și te simți bine. Nu vă apropiați! O să sar! Nu! Nu! 10%! Gândește-te bine! 10%? Ne! Nu-i destul! Sar! Te rog, nu! Uite! 20%! 20%! Pe cuvântul tău, cele mai spectaculoase reduceri nu garantează cea mai bună ofertă. Pentru siguranța ta, verifică oferta Toyota. Calitatea Toyota acum la cel mai bun preț. Sănătatea are gust. Gustul crocant dat de Musli Vitalis. Atât de crocant încât se aude. Musli Vitalis. Cereale pentru un mic dejun delicios și echilibrat. Vitalis. Atât de gustos, atât de hrănitor.